Domnule Peabody, sunteți un savant distins cu premiul Nobel, un explorator celebru în lume și câștigător al medaliei de aur la săritura în lungime și decathlon. Sunteți sigur că veți face față provocării de a crește un pui de om? Ținând cont de toate realizările mele, cât de greu ar putea fi? În regulă atunci, dacă un copil poate adopta un câine, nu văd de ce un câine n-ar putea adopta un copil. Anul viitor, cel mai deștept câine din lume... Nu-i rău, Peabody? Va înfrunta cea mai grea încercare. Indiferent cât de departe voi părea... Pa, domnule Peabody! Rolul de tată. George Washington, ce fel de copac a tăiat? Eu! George Washington n-a tăiat niciun cireș. Oamenii au inventat povestea ca să învețe pe copii să nu mintă. Cineva chiar a învățat la istorie, nu? Penny. Domnule Peabody, Sherman s-a bătut cu cineva azi. Dacă părinții fetei depun plângere, voi avea grijă să fie luată custodia lui Sherman definitiv. Dar cu ce te-a provocat? A zis că sunt câine. Aoleu. Cine vine la cină? O să vezi. Trebuie să-ți spun, Peabody, în ce o privește pe fiica mea, nimic nu e mai important ca... Alo? Sigur, particip la sondaj. De unde știi toate chestiile alea despre George Washington? Promit să nu spui nimănui despre ce-ți voi arăta? Îi spune calea întoarsă. Wow! Unde te-ai dus cu ea? Nu unde, Penny, ci când. Unde e Penny? Egiptul antic. Ai folosit calea întoarsă? Dar i-a plăcut. Haide, întoarcerea acasă? Bună, Penny. Sunt prințesa Hatsheput, floarea prețioasă a Nilului. Dacă tu crezi că o să te lăsăm aici, îți faci iluzii și te vei ofili. Nu m-am prins. Va fi cea mai tare aventură? Wow. Prinde câinele ala! Din istorie. Ai grijă, Sherman, e plin de capcane. Dacă iei altă barcă, vei plăti. Acum e rândul tău. Barca lui Rob, vei veni la vei privi. Aoleu. DreamWorks, domnul Peabody și Sherman. Domnule Peabody! Ține-te bine, Sherman! Hei, Sherman, se pare că am dat de fundul sacului. Nu m-am prins. În curând, în 3D.